După sărbătorile Pascale, începe mare asfaltare la Piatra Neamț, și nu oriunde, ne spune primăria, ci pe aleea ulmilor colț cu Hangului. În prima fază, aflăm că va fi frezat vechiul strat de asfalt, lucru care se și întâmplă în dimineața zilei de 27 aprilie, cu toată flotila modernă a public servului pusă în operă. Dacă aparatul de frezat își face cât de cât treaba, la fel și banda transportare, să remarcăm în schimb modul absolut profesional în care lucrează băieții cu lopeți. Potrivit spuselor celor de la Publiserv, prin vocea directorului Marius Ghineț, lucrarea va dura aproximativ 3 săptămâni și cine are de trecut prin zonă, trebuie să știe că se lucrează între 8.30 dimineața și 20.30 seara. Cetățenii din zonă ar fi bine să-și mute mașinile ca să nu aibă surprize.